Ne bucurăm că am ajuns cu studiul nostru la lecția a noua. Suntem bucuroși că ai participat împreună cu noi în acest studiu biblic. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile, doctrinele pe care le-am învățat în această carte, care ne vor călăuzi în călătoria noastră ca și creștini, să trăim potrivit cu învățăturile Sfintelor Scripturi, care sunt, ele conțin informații fiecare lecție cum să trăim ca și creștini o viață de neprihănire. Și în lecția de astăzi vom continua să vedem capitolul 8, așa cum am văzut și în lecția trecută. În lecția trecută am avut capitolul 8 din Roman, de la versetul 1 până la versetul 17, să facem interpretarea în contextul pe care noi l-am studiat. Iar în lecția de astăzi, Roman, capitolul 8, de la versetul 18 la versetul 39. Tema lecției de astăzi este: suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și acesta este versetul 18 din capitolul 8. Accentul este viitorul nostru, slava viitoare. Scopul lecției de astăzi este să arătăm că răscumpărarea omului și creația se va întâmpla odată cu venirea Domnului Iisus. Dar întrebarea se pune: ce facem acum până atunci? Și în lecția de astăzi vedem că nu numai omul suferă din cauza păcatului, dar chiar și natura. Ce am învățat în lecția trecută? Am învățat cine eram, sau dacă nu l-am primit pe Domnul Iisus în credință, cine suntem în Adam, natura noastră păcătoasă, și cine suntem în Hristos prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi vom răspunde la patru întrebări, și anume vom împărți în patru și vom vedea ce învățăm despre creație, despre răscumpărare, rugăciune și, foarte important, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Să începem întâi și să vedem ce învățăm despre creație. În versetul 18, pentru că noi avem de la versetul 18 până la 39, am văzut că suferințele de acum nu sunt vrednice să le asemănăm cu ce ne așteaptă. Și versetul 19, ce învățăm de creație? De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deci, la versetul 19 învățăm: creația, firea așteaptă, ce așteaptă? Descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Versetul 20: căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, și versetul 21, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Deci ce învățăm? Că firea, creația, a fost supusă deșertăciunii. Cine a făcut acest lucru conform versetului acesta? Dumnezeu, din pricina păcatului. Noi am avut în textul nostru să ne uităm la Geneza, capitolul 1, versetul 28 la 30. Cine a creat pământul? Dumnezeu a creat pământul.
Deci ce învățăm despre creație? Că Dumnezeu a creat și când Dumnezeu s-a uitat și a văzut ce a creat, ce a spus? Că este bun. Deci, tot ce a creat El a fost bun și foarte bun. În pace și în armonie. La Geneza 3, 17 la 19, am văzut că omul pe care Dumnezeu l-a creat și l-a așezat în grădina Edenului și avea părtășie cu el, i s-a dat niște porunci. Dar ce a făcut omul? Și noi am învățat în lecția trecută, Adam, da? Ca rezultat al păcatului și al neascultării, pământul a fost blestemat. Și ce spune Dumnezeu de acum încolo? Cu spin și pălămidă, pământul, spin și pălămidă. Și vei munci greu cu sudoarea frunții tale. Deci cu greu își va obține pâinea, da? Deci vedem din cauza neascultării, păcatului, ce a făcut Dumnezeu, da? Firea, creația a fost supusă deșertăciunii. La Geneza, capitolul 9, versetul 1 la 7. După când la început a creat Dumnezeu, animalele nu prezentau un pericol, da? De la 9 la 1 la 7 vedem că animalele prezintă un pericol pentru om și omul pentru animale. Da? Nu mai există o armonie așa cum a fost în la creație de la început. Omul stăpânea și nu era frică de animale. După păcat, datorită păcatului, animalele se tem de om, dar și omul se teme de animale, da? În primul rând, este o vrăjmășie. Animalele devin hrana omului. Cu ce se hrănea omul la început? Dumnezeu a spus la pământ să dea verdeață, sămânță, pomi și... Dar după păcat, vedem că animalele devin hrana omului. Și în multe alte aspecte e o lipsă de armonie. La 8 cu 21 care noi am citit, și anume că ea va fi izbăvită, ea cine? Firea, din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Și ea, creația, va fi eliberată de robia stricăciunii sau consecințele păcatului. Deci însăși natura, da, așteaptă ce? Eliberare. Versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Versetul 22 ne spune că până în ziua de astăzi, de atunci, și până azi, firea suspină durerile, încă nu a fost eliberată. Asta înseamnă. Femeia, după ce naștere e un copil, este bucurie, eliberare. Durerile încă sunt, nu a primit eliberare. Suferințele mari și grele sunt comparate cu durerile nașterii. Foarte interesant. Da, urmează o naștere, urmează o transformare, așteaptă un eveniment. Deci această expresie vrea să ne arate că acum sunt dureri. Vă dați seama cum durerile sunt tot mai mari și tot mai mari. Este o așteptare a unui eveniment care va fi în viitor.
Care este așteptarea? Care este viitorul? La Isaia, capitolul 11, noi am avut în lecția noastră, Isaia, capitolul 11, de la versetul 6 la versetul 10. Ce ne spune la Isaia? Ce am citit noi și ne-am făcut lecția acasă, da, și am completat. Ne spune ce se va întâmpla în viitor, da? Și anume, conflictul între om și creație, restabilirea armoniei și păcii. La versetul 6 la 10. Atunci lupul va locui împreună cu mielul. E, ce face acum lupul și cu mielul? Și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu, vitele îngrășate. Vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Deci, rezolvarea acestui conflict între om și creație, vedem la Isaia, va restabili ce? Armonie și pace. Iată ce așteaptă natura, da? La Isaia 65, versetul 25, este din nou un contrast. Din nou vedem lupul și mielul. Isaia 65, versetul 25. Ce așteaptă firea? Lupul și mielul vor paște împreună. Leul va mânca paie ca boul. Șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, deci asta e, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Deci nimeni nu va face rău. Acum este rău? Este rău. Vătămare este? Este. Cu alte cuvinte, viitorul ne spune nu va mai fi suferință. De ce titlul acesta, suferințele de acum, nu sunt vrednice să le comparăm cu slava viitoare? Deci, Isaia 65 cu 25, arătându-ne contrastul acesta, lup, miel, ne vorbește despre o vreme în care nu va mai fi rău, nu va mai fi vătămare, nu va mai fi suferință. Osea, capitolul 2, versetul 18, ne spune: în ziua aceea, Domnul va cheia un legământ cu animalele. Care este legământul? Voi face pace și liniște. Ce așteaptă creația? Ce așteaptă creația? Osea, capitolul 2, versetul 18. În ziua aceea, Domnul va încheia un legământ. Va aduce pace și liniște. Acum, durerile nașterii. Ce așteaptă creația? Așteaptă pace, pentru că acum este ce? Vrășmășie. Nu este nicio protecție. Distrugere. Om cu om, animal cu om, om cu animal, da? Deci vedem, este o vrăjmășie între om, animale și nu este pace. Este distrugere, nu este protecție. Sigur că sunt nu știu câte organizații, dar vorbim în general. De ce toate acestea? Pentru că păcatul a avut efect nu numai asupra omului, și păcatul a stăpânit în lume și vedem creația care suferă. Și la Roman noi am citit că toată creația, firea, ce așteaptă? Asta am vrut noi să înțelegem, versetul 21.
că ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină. Și acum să trecem la rubrica a doua, și anume răscumpărare. Versetul 23. Deci vedem că nu numai creația, firea așteaptă izbăvirea. Versetul 23. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului. Și noi ce facem? Interesant cum descrie natura și cum descrie pe om. Suspinăm în noi, așteptând înfierea, adică ce? Răscumpărarea trupului nostru. Deci, la versetul 8 cu 33, la răscumpărare, vedem că noi, fiii lui Dumnezeu, suspinăm și așteptăm ce? Răscumpărarea trupului. Noi, în lecțiile trecute, am studiat despre trupul acesta, da? Vă aduceți aminte și ce spune Pavel la Roman, capitolul 7? O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Acum noi suntem izbăviți, da? Prin Domnul Iisus Hristos. Dar într-o zi vorbește despre o nădejde a răscumpărării trupului acestuia. La versetele 24 și 25. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Da, am fost mântuiți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Versetul 25. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Deci, în timpul acesta, suspinăm, dar așteptăm cu răbdare răscumpărarea trupului. Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, ne vorbește despre Duhul Sfânt. Avem o arvună a răscumpărării noastre, și anume Duhul Sfânt. La 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 la 20, 1 Corinteni, capitolul 6, 19 la 20. Nu știți că trupul vostru, deci vorbim despre trup, este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru, în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci trupul nostru, ne spune la Corinteni, este templul Duhului Sfânt pe care l-am primit de la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Și acum noi nu mai suntem ai noștri. La 2 Corinteni, capitolul 5, 1 la 4. Capitolul 2 Corinteni, capitolul 5, 1 la 4. Vrem să vedem în continuare ce învățăm despre trup, despre ce este vorba. Știm într-adevăr, căci dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, am văzut că noi suntem templu, aici spune că suntem ce? Casa pământească a cort trupul ăsta, avem o clădire unde? În cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnic. Și gem
La roman spune suspinăm, aici spune gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Deci vrem ce vrem? Locașul ceresc. Negreșit. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, din nou, gemem, apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu ce? Cu trupul celălalt. Peste acesta. Pentru că ce este muritor în noi, deci de răscumpărarea de trupul care este cum acum? Muritor, da? Să fie înghițit de ce? De viață. Deci trupul este casa pământească, trupul acesta, da? Cortul nostru, cel ceresc, o clădire, acum este comparat cu o casă pământească. O să avem o clădire în cer de la Dumnezeu, care nu este făcută de mâini omenești. Trupul acesta se desface, asta e răscumpărarea, da? Gemem în cortul acesta, plin de dorință să ne îmbrăcăm cu ce trup? Cu trupul ceresc. Deci când spune răscumpărare, răscumpărare de ce? De trupul acesta, care este cum? Cum e trupul ăsta? Ce ne spune aici? Pământesc, casa pământească. Dar, versetul 4 spune, acesta este muritor. Pe când cel ceresc cum este? Veșnic. Ce frumos ne explică Pavel acest lucru. Întoarcem înapoi la 1 Corinteni, capitolul 15, care ne vorbește foarte mult despre înviere și să punem în context acest lucru. Capitolul 15, versetul 42 până la 49. Ce legătură face acest text cu 2 Corinteni? 42. Așa este învierea morților. Vorbim din nou despre trup, că noi vrem să înțelegem această eliberare sau proslăvire, numită aici, a trupului, răscumpărarea trupului. Versetul 42. Trupul este semănat în ce? În putrezire. Dar învie în ce? În neputrezire. Este semănat, mereu arată un contrast, în ocară, dar va învia în ce? În slavă, foarte frumos. Este semănat în ce suntem noi acum? Ce spune? Neputință, dar va învia în ce? În putere. Este semănat în trup firesc, și am învățat despre asta, dar va învia într-un trup ce? Duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam, și noi am învățat, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de ce? De viață. Ce frumos! Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este de unde? Din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Dar cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat și ce? Chipul celui pământesc, tot așa vom purta ce? Chipul celui ceresc. Ce legătură face acest text cu ceea ce am învățat despre trup? Când vom muri în putrezire, vom învia în neputrezire. Trupul nostru va fi în slavă și va fi un trup duhovnicesc. Vom fi ca cine?
ca El și vom purta chipul celui ceresc. Cel pământesc este trecător, dar ce este ceresc va fi cum? Veșnic. Extraordinar. Versetul 51 la 54, 1 Corinteni. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi ce? Schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, care este supus ce? Putrezirii, să se îmbrace în neputrezire. Vedem că se repetă acest lucru. Și trupul acesta, care este cum? Muritor, să se îmbrace în ce? În nemurire. Foarte important. Când trupul acesta este supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor în nemurire, atunci se va împlini cuvântul: moartea a fost înghițită de biruință. Cei care vor fi în viață la venirea Lui, așteptăm cu toții. Ce așteptăm? Ce spune? Schimbarea, proslăvirea. Vom fi schimbați într-un clipeală, într-un moment, da? Dar ce se întâmplă acum? La 1 Ioan, capitolul 3, deci vedeți ce așteptăm noi? Este o nădejde extraordinară că trupul acesta va fi în neputrezire, nemurire, va fi veșnic, da? La 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2 și 3. Să vedem ce învățăm la 1 Ioan, capitolul 3, în aceeași idee, sigur că da, 2 și 3. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Noi am învățat că acum suntem în procesul de sfințire și că în momentul în care noi L-am primit pe Domnul Iisus, Domnul Iisus locuiește în noi și El lucrează în viața noastră potrivit cu ascultarea de îndemnul Duhului. Scopul este ca noi să devenim tot mai mult după chipul și asemănarea Lui. El să se vadă în noi. Dar uitați ce spune. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această nădejde, și Romane vorbește de nădejdea aceasta, suferințele care le avem acum, creația, omul, nu sunt vrednice să fie puse alături de ce? De slava viitoare. De ce așteptăm? De venirea Domnului nostru, de viitorul nostru împreună cu El. Și ce ni se va arăta atunci? Care e de fapt nădejdea noastră? Pregătim trupul acesta pentru slava viitoare. Acum noi pregătim acest trup pentru slava viitoare. Avem o nădejde și spune aici, oricine are nădejdea aceasta se curățește. Cum îl pregătim? Ne curățim după cum El este curat. Trupul acesta, pe măsură ce noi ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și El devine parte din viața noastră, ascultând de El, ce se întâmplă cu trupul acesta? Îl pregătim pentru slava viitoare. Pentru că avem această nădejde și continuul în El se curăsește. În El, în cine? În Domnul Iisus Hristos. Pentru că și El este ce? Curat, da?
Deci, care este rolul meu când înțeleg răscumpărarea trupului acestea, care e supus putrezirii? Ce trebuie să fac eu acum? Ca și creștin, eu trebuie să mă curățesc. Și Roman, capitolul 8, ne spune, trebuie să trăiesc după îndemnurile Duhului. Suntem curați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne spală, ne curățește și continuă în El să ne curățească. Astfel să fim pregătiți pentru nădejdea care avem, să ne întâlnim cu El în slava viitoare. Ce subiect de încurajare! Da, suferință pe pământ, dar nu se poate compara cu slava viitoare. Și acum să mergem la rubrica a doua, și anume despre a treia, despre rugăciune. Da? Să vedem ce învățăm. Interesant cum cuvântul ne încurajează. Da? În primul rând, până la versetul 25, ne spune nădejdea pe care o are omul că va fi eliberat de trup, răscumpărarea, proslăvirea noastră în slavă, iar la versetul și până atunci așteptăm în răbdare, făcând ce? Potrivit cu Ioan, ne curățim în el, iar la versetul 26 spune, și tot astfel, și acum vorbim despre rugăciune, da? Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însăși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Cine ne ajută în rugăciunile noastre? Nu uitați contextul. Suspinăm, suferim, așteptăm, eliberare, durere. Deci e vorba de o stare, da? Ce face Duhul? Ne ajută, primul, ne ajută în slăbiciunile noastre. Care este slăbiciunea în contextul care noi vorbim? Ce are în vedere această slăbiciune în context aici? Despre ce a vorbit până acum? Slăbiciunea cui? Trupului acestuia, da? Deci, Duhul ne ajută în slăbiciunile trupului nostru, da? Dumnezeu a pregătit deja un mijlocitor. Și aici, dacă noi am avut în lecția noastră să ne uităm și să înțelegem mai bine despre a mijloci, la Evrei, capitolul 7, versetul 21, spune că Domnul Iisus ce face pentru noi? Mijlocește pentru noi. Este aceeași expresie de mijlocire. La versetul 26 vedem că Duhul ne ajută în slăbiciune și că nu știm cum să ne rugăm. Da? Mijlocește pentru noi cu suspine, spune cum? Negrăite pentru copiii lui Dumnezeu. Ce anume? La versetul 27 spune: Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru cine? Pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Ce mijlocește? Pentru cei slabi, pentru trupul acesta, se roagă, mijlocește pentru noi ca să ne cercetăm inima, da? Mijlocește pentru cine? Pentru sfinți, ca să fim după voia lui Dumnezeu. În neputințele noastre trupești, noi să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Duhul ne pregătește pentru ziua aceea, da? Prin rugăciune ne ajută ca noi să înțelegem
voia lui Dumnezeu. Cum să ne călăuzim în viața de zi cu zi și să trăim după voia lui Dumnezeu. Rămâne la același subiect care l-am învățat. Duhul ne îndeamnă, ne călăuzește, mijlocește în slăbiciunile noastre. Ce și de ce? Ca în poziția care avem de sfinți să cunoaștem voia lui Dumnezeu și astfel să fim gata, pregătiți în nădejdea pe care o avem, să ne întâlnim cu El. La Ioan noi am văzut ce dorește Domnul, să ne curățim. Versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipul Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați. Versetul 29. Ce ne ajută Duhul și ne îndeamnă și ne îndreaptă în a fi sfinți, să facem voia lui Dumnezeu și astfel să devenim după chipul și asemănarea Lui. Să ne sfințim după voia Lui și anume chipul Său. Deci Dumnezeu are un plan pentru om, pentru omul care crede în Domnul Iisus, este chemat de Dumnezeu, hotărât și socotit, neprihănit, și acum El se pregătește pentru slava viitoare. Ne-a și pentru ziua în care vom fi proslăviți. Ce face Duhul? Am văzut extraordinar cum ne ajută în rugăciunile noastre ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să trăim potrivit cu așteptarea care o avem în nădejdea slavei viitoare. Și acum, de la versetul 29, 30, 31, vrem să vedem și să înțelegem că nimic nu ne desparte de El. Capitolul 8, versetul 31. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi. Întrebare. Cine poate fi împotriva noastră? Deci, versetul 8:31, Dumnezeu declară, este pentru noi. Ce vom zice noi? Este cineva? Poate să fie cu Dumnezeu? Ceea ce ne-a spus până acum este că Dumnezeu este pentru noi. Tot ce am studiat până acum, în Roman, El spune că este pentru noi. A trimis pe Fiul Său, a pregătit mântuirea pentru noi, are un plan pentru noi. Dumnezeu este pentru noi. Versetul 32 ne spune ce a făcut El. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El, ce? Toate lucrurile. Deci la versetul 32 spune, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru cine? Pentru noi. Este Dumnezeu pentru noi? Este pentru noi. Ne va da toate lucrurile împreună cu El. Este pentru noi, pentru că am văzut că a trimis pe Fiul Său, ne va da toate lucrurile împreună cu Fiul Său. Da, El ne va da fără plată toate lucrurile. Versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu este acela care îi socotește neprihănit. Versetul 33. Dumnezeu ne socotește neprihănit. Versetul 34. Am văzut Duhul mijlocește pentru noi, ce spune la 34. Cine îi va osândi
Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci vedem că Hristos mijlocește pentru noi. De aceea, la versetul 37, acum din nou spune, ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Este ceva care poate să ne despartă și cam ce ar putea să ne despartă? Ce ar putea? Necazul, versetul 35 și 36 spune, ce ar putea, da? Foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia, dar versetul 37, totuși, în toate aceste lucruri, care? Foamete, necaz, primejdie, sabie, toate aceste lucruri, ce suntem noi? Noi suntem mai mult decât ce? Biruitor prin acela care ne-a iubit. Versetul 37 ne arată că noi deja suntem ce? Mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Și versetul 39 ne arată concluzia. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Domnul nostru. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Un adevăr atât de important pe care noi trebuie să-l înțelegem. Suferință, necazuri, împrejurări dificile. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că El ne declară mai mult decât biruitor. Prin cine? Prin Iisus Hristos. Care e concluzia la lecția noastră? În toată lucrarea și desăvârșirea pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru noi, ne-a avut în vedere pe noi. De aceea nu este osândire și nici despărțire. Capitolul 8 spune, nu e osândire, primul verset, ultimul, nu e despărțire. De ce? Pentru că toată lucrarea pe care Dumnezeu a pregătit-o prin Domnul nostru Iisus Hristos este pentru noi. Ce pot face suferințele din veacul acesta? Nu ne pot despărți. Înțelegem că suferințele nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. De ce? Care este slava? Răscumpărarea trupurilor noastre. Dacă prezența Duhului Sfânt și a lui Hristos este în noi, biruința este asigurată. Dar care este responsabilitatea noastră? Să ne curățim și să așteptăm cu răbdare înădejdea pe care o avem. Aceasta este responsabilitatea și chemarea noastră de creștini. Aplicare. Care sunt câteva întrebări de aplicare? Cum privești suferințele, necazurile, prigoana în viața ta? Din vremea de acum, care ar fi? Necazuri, prigoană, strâmtorare, foamete, lipsuri, ce au ele ca scop? Să ne despartă de Dumnezeu sau de dragostea Lui? Nici de cum. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Cum poți birui slăbiciunile? Cum poți ale trupului? Prin Domnul Iisus Hristos și prin mijlocirea Duhului. Este o alegere zilnică să mergem din biruință în biruință.
lăsând ca prezența Domnului Iisus și Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Nădejdea este că El în vremea aceasta, acum, este în noi și ne prezintă un viitor, da? Și că nu sunt necazurile de acum, nu putem să le comparăm cu slava viitoare. Am terminat un studiu extraordinar despre planul mântuirii, am venit prin credință la Domnul Iisus și acum vom trăi tot prin credință și dorim ca El să ne sfințească și sfințirea este că în ascultare de Domnul Iisus Hristos care locuiește în noi și de îndemnurile Duhului vom deveni tot mai mult după chipul și asemănarea Lui. Și într-o zi vom fi ca El, cu trupuri de slavă. Aștepți tu venirea Domnului?